Pentru că ea poate să grăiască despre ea însăși ca nimeni altul. Sfinții părinți au încercat să deslușească cât mai mult din acest adânc, însă n-au reușit. Și nu se va reuși până la sfârșitul viacurilor, dar vom descoperi într-o uimire atunci când ne vom întâlni cu ea în Împărăția Cerurilor. Atunci ne vom da seama pe deplin cine este ea cu adevărat. Apocalipsa încearcă să ne înfățișeze în câteva cuvinte. În fapt, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, care a preluat-o de sub lemnul crucii, atunci când i-a spus Domnul Hristos: Fiule, iată mama ta. Pentru că între ei erau o legătură extraordinară. Vă spuneam eu, oare cine a fost îngerul care i-a șoptit cartea Apocalipsei Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, dacă nu împărăteasa îngerilor, Maica Domnului? Oricum, trebuie să știți că ea a fost o sursă extraordinară de inspirație în ceea ce privește scrierile, atât Evanghelia, cât epistolele, dar și Apocalipsa Sfântului Ioan. Tot așa vă aduceam aminte de faptul că odinioară Mitropolitul Bartolomeu mă chema la reședința sa de la Mănăstirea Nicula și îmi citea din textele pe care le scria, verificându-se, bineînțeles. Iar eu n-aveam multe cuvinte să-i răspund la provocare. Unele dintre texte erau, de pildă, pastoralele de Paști și de Crăciun, sau o carte mai amplă, Cartea deschisă a Împărăției, Tâlcuirea Dumnezeiește Liturghii. Dar și ceea ce privește Sfânta Scriptură, de ortosirea ei, se verifica pe sine însuși. Și atunci îmi dădeam seama, mi-am dat seama că în felul acesta cred că se întâmpla între Sfântul Ioan Evanghelistul și Maica Domnului, care trăiau sub același acoperiș. Sfântul Ioan îi citea Maicii Domnului, iar Maica Domnului îi răspundea pe măsură. Iată ce ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în Apocalipsa 12. Și s-a arătat din cer un semn mare, o femeie înveșmântată cu soarele, și luna era sub picioarele ei și pe cap purta cu una din 12 stele. O femeie înveșmântată cu soarele. Cine este soarele dreptății? Știm noi de la sărbătoarea Crăciunului, când aflăm că în lume s-a născut soarele dreptății, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iată că Maica Domnului era înveșmântată cu soarele, era înveșmântată cu Domnul Hristos, precum ați auzit în Apostolul care s-a citit mai înainte. Maica Domnului este înveșmântată în Fiul ei, în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și luna era sub picioarele ei. Ne spun Sfinții Părinți că luna înseamnă biserica. Și biserica, în diferitele faze, precum sunt fazele lunii, însă luna și a strălucirea de la soare. Și chiar dacă noi vedem jumătate sau un sfert din ea, ea rămâne întreagă. Așadar, ne spun Sfinții Părinți că luna de sub picioarele Maicii Domnului este biserica. Iar pe cap purta o lună de 12 stele. Cine ar fi cei 12, dacă nu Sfinții Apostoli, cei 12
apostoli sunt cununa Maicii Domnului. Dar acestea, dragii mei, sunt cu adevărat calitățile Bisericii. De aceea Sfinții Părinți o numesc pe Maica lui Dumnezeu Biserică Sfințită. Maica Domnului este Biserica sau Mama Bisericii. Și atunci când vorbim despre Biserică, vorbim despre Maica Domnului și când vorbim despre Maica Domnului, vorbim despre Biserică. Nu confundăm lucrurile, dar au aceleași calități. Și Sfinții Părinți, când se referă la Biserică, se referă la Maica Domnului și când se referă la Maica Domnului, se referă la Biserică. De altfel, noi astăzi ne aducem aminte de o lucrare a Bisericii triumfătoare și implicarea ei în Biserica luptătoare. Adică vedenia pe care au avut-o Sfinții Andrei și Epifanie la Biserica din Vlahernia acum peste 1000 de ani, la privegherea ei din noaptea de 1 octombrie, are această înfățișare. Biserica triumfătoare, adică cei care au reușit, Maica Domnului, Sfânt Ioan Botezătorul, Sfânt Ioan Evanghelistul, care au fost alături de ea, și toți Sfinții care o conjurau din ceruri, erau prezenți în Biserica Pământească, în Biserica Luptătoare, rugându-se împreună cu credincioșii. Maica Domnului era în stare de rugăciune, cu mâinile ridicate, iar pe mâini purta obosorul ei. Și era înconjurată de mulțime de sfinți. Aceasta este Biserica triumfătoare. Biserica triumfătoare implicată în Biserica luptătoare. Biserica care suntem noi, cei care avem aceeași credință, același dom, același botez. Și pentru cine se ruga Maica Domnului? Pentru oameni, pentru noi, pentru noi toți. Aici avem imaginea deplină a Bisericii. A Bisericii Pământești, sau dacă vreți, tot un cuvânt al Mitropolitului Bartolomeu, a Împărăției Liturgice și a Bisericii Cerești, a Bisericii Triumfătoare, care este corespondentul nostru, este locul spre care noi ne îndreptăm, spre care tânjim, dacă ar fi să folosesc cuvântul Sfântului Siluan Atonitului. Este o simbioză. De aceea spuneam eu adesea, liturghia niciodată nu se sfârșește. Când spune, înalță-te peste cerul Dumnezeule și peste tot pământul slava ta, în realitate liturghia continuă. În împărăția cea neînserată. Și aici vedem această imagine. Biserica triumfătoare, împreună cu Biserica luptătoare și în mijloc nu alta decât Mama Bisericii, Maica Domnului. Și noi când vorbim despre Maica Domnului, vorbim despre fecioria ei, despre maternitatea ei și de faptul că este mireasă, mireasa lui Hristos și mireasa Bisericii. Dar când vorbim despre Biserică, vorbim despre sfințenia ei și infailibilitatea ei. Dacă vreodată auziți că a greșit un om al Bisericii, nu înseamnă că a greșit Biserica. Niciodată nu trebuie să facem această confuzie, pentru că în prelungire a greșit Dumnezeu. Pentru că Biserica este trupul mistic al Domnului Hristos.
Și aici iarăși ne regăsim în această imagine extraordinară. Vă spuneam zilele trecute că atunci când Maica Domnului l-a născut pe Iisus Hristos, ne-a născut și pe noi. Și trecând la maternitatea Maicii Domnului, Maica Domnului este cea care, într-o continuă gestație, ne aduce în lume, în lumea Bisericii, în lumea Împărăției lui Dumnezeu. Atunci când ne naștem din apă și din Duh, în taina Sfântului Botez, atunci ne naștem în Biserică, adică Maica Domnului este cea care participă efectiv la acest act. Botezul nostru este valabil dacă ne naștem prin Maica Domnului, care este și Maica Bisericii. Și aici descoperim o calitate extraordinară a Bisericii, maternitatea Bisericii. Biserica este mamă pentru orice creștin, fie el bun, fie el rău. Biserica rămâne mamă. Aici, în biserică, își găsește loc orice păcătos. De aceea nu avem dreptul niciodată să judecăm pe cel de alături, decât pe cel din lăuntrul nostru, pe noi înșine. Biserica, dragii mei, a reușit prin această maternitate să nască sfinți din cei mai mari păcătoși. Din cei mai mari păcătoși să nască sfinți. Și Maica Domnului este mireasa lui Hristos. Ce interesantă imagine! Ea este Maica Mântuitorului Hristos. Și în același timp, mireasa Mântuitorului Hristos. Vedeți că se trec orice limite. Credința noastră, dragii mei, este extraordinară, extraordinar de profundă, cu conotații pe care noi trebuie să le intuim în favoarea noastră, în favoarea mântuirii noastre. Maica Domnului este și mireasa lui, precum Biserica este mireasa lui Hristos. Vă spuneam, de asemenea, odinioară, despre o călugăriță care trăiește încă la mănăstirea noastră, care a participat la slujba unei cununii și s-a bucurat foarte mult pentru mireasă, pentru că o cunoștea de mică copilă. Dar, după ce am terminat slujba cu ei, s-a apropiat de mine și mi-a zis, Părinte, mă bucur tare mult pentru mireasă. Însă îmi dau seama că hainele ei se vor lepăda peste câteva ore. Dar hainele mele de călugăriță nu le voi lepăda niciodată. Aceasta înseamnă mireasa lui Hristos. Iar niciodată Maica Domnului nu și-a lepădat haina fecioriei. Haina pe care se vrea călugării să o îmbrace. Niciodată nu și-a lepădat haina fecioriei. De aceea este posibil ca ea să fie mireasa lui Hristos. Și o altă calitate a Maicii Domnului despre care vreau să vorbesc astăzi este aceea de mijlocitoare. Ea este mijlocitoarea noastră înaintea Tronului lui Dumnezeu. Iar în imaginea sărbătorii de astăzi așa o și vedem. Ea mijlocea către Dumnezeul nostru pentru noi și pentru mântuirea noastră. Însă, iată ce ne spune Sfântul Apostol Pavel în 1-a epistolă către Timotei, în capitolul 2, versetele 5 și 6. Unul este Dumnezeu,
Unul este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni, omul Hristos Iisus, care s-a dat pe sine preț de răscumpărare pentru toți. Și atunci, cum este Maica Domnului mijlocitoare? Păi, cine l-a adus pe lume, pe Dumnezeu omul? Cine este mama lui? Cine este mama mijlocitorului? Iar dacă este mama mijlocitorului, ea însăși este mijlocitoare. De altfel, Sfântul Chinin al Alexandriei, care a fost mare susținător la Sinodul din Efes, în ceea ce privește calitatea Maicii Domnului de Născătoare de Dumnezeu, spune, prin Maica Domnului toate capătă sens și se lucrează. Prin ea descoperim tainele mântuirii noastre, descoperim pe Domnul Hristos, în realitate descoperim taina Sfintei Treimi. Iată, precum vă spuneam mai înainte, descoperim taina Bisericii. Descoperim ce înseamnă Sfințenia Sfinții lui Dumnezeu. Descoperim, dacă vreți, ce înseamnă viața noastră. Iar Roman Melodul pe care îl plăsnuim noi astăzi, un Sfânt care a beneficiat de implicarea Maicii Domnului în viața lui, v-aș îndemna să citiți. Viața este foarte scurtă, dar foarte sugestivă. Trăia la Patriarhia Constantinopolului, foarte apropiat Patriarhului, foarte devotat Bisericii. Însă, deși avea o minte luminată, n-avea știință de carte. Nu știa să scrie și să citească. Iar ceilalți clerici ai Patriarhiei și slujitorii ai Patriarhiei îl ironizau. Și lumileau adesea, provocându-l să citească sau să cânte în strană. El nu știa să citească. Și la un moment dat l-a umilit foarte tare și el a plecat plângând la chilia lui și rugându-se Maicii Domnului, i-a țipit. Și a visat-o pe Maica Domnului, care avea în mână o coală de hârtie, o filă de carte. Și i-a întins-o și i-a spus, Roman, mănâncă. Iar el a luat-o, amestecat-o și a înghițit-o. Și s-a trezit și din momentul acela a știut să scrie și să citească. Dar ce a scris, dragii mei? A scris imne și cântări spre slava lui Dumnezeu și în cinstea Maicii Domnului. Cele mai minunate dintre cântările de la strană, sau unele dintre ele, sunt scrise de acest Sfânt, Roman Melodul pe care îl plăsnim noi astăzi. Și ce ne spune el despre mijlocirea ei? Aflăm din Binecuvântările Învierii, din Stihira și acum. Pe Dătătorul de viață, născându-l Fecioară, de păcat pe Adam l-ai mântuit. Și bucurie evrei în locul întristării ai dăruit. Și pe cei căzuți din viață i-a îndreptat la aceeași, cel ce s-a întrupat din tine, Dumnezeu și om. Și dar vedem că lucrarea mântuitoare ce s-a săvârșit asupra întregului Adam, respectiv asupra noastră tuturor, s-a făcut și prin mijlocirea Maicii Domnului. Aseară, de asemenea, am auzit la slujba Vecentiei când s-a citit prima paremie și această imagine ne aduce în actualitate Sfântul Ioan Damaschin, cum că Maica Domnului este scara lui Iacov, cea care se înălța de la pământ la cer și pe care urcau și coborau Îngerii lui Dumnezeu. Și ne spune Sfântul Ioan Damaschin, nu este alta decât Maica Domnului, precum cântăm noi în colindele noastre. Scară dacă nu era Domnul
nu se bucura. Așadar, Maica Domnului este mijlocitoare pentru mântuirea noastră a neamului omenesc. Și acum voi încheia în altă notă. Acum 30 de ani, în această zi, treceau peste porțile mănăstirii Nicula un tânăr monah, sau proaspăt monah mai degrabă, și un tânăr diacon, un preot cu experiență și un firav rasofor. Monahul și preotul era instalat stareț al mănăstirii Nicula în această zi. Era primul după 89 care a restaurat efectiv viața monahală de la mănăstirea Nicula. După el, imediat, 20 de tineri au venit și s-au integrat în obștea de la mănăstirea Nicula, revigorând efectiv viața monahală. Astăzi, dintre ei, sunt episcop, preoți, diacon, stareți, duhovnici de mănăstiri din acea generație. Iar tânărul diacon este preotul care vă stă în față acum. Cine altul decât preasfințitul Vasile era tânărul monah și preotul cu experiență de la Calvaria din Mănășturi, care devenea starețul mănăstirii Nicula. S-a întâmplat acest lucru acum 30 de ani. Știți situația preasfinției sale. Să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă lumină, ca Maica Domnului pe mai departe să-L învăluie în dragostea și în omoforul ei. Oricum, noi îl încredințăm de toată dragostea, de toată iubirea noastră. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului.